Stimați concetățeni, bună ziua! Astăzi vom veni cu datele actualizate ce ține de situația epidemiologică prin COVID-19 înregistrată la data de 19 august la nivel de țară și concomitent vom veni cu unele date ce ține de activitatea pe platforma intersectorială privind prevenirea răspândirii infecției COVID în rândul populației din țară. Așadar, la data de 19 august, de fapt, am înregistrat un antirecord cu un număr total de 626 de cazuri noi, deci dintre care 4 sunt de import. Astfel, cumulativ, la ziua de astăzi, la nivel de țară, au fost înregistrate 31.415 cazuri de boală, 8.332 dintre care sunt cazuri active. Pe parcursul zilei de astăzi au fost procesate 2.889 de teste, deci inclusiv 2.311 primar și 578 de teste repetate. Cumulativ, până la ziua de astăzi, au fost procesate 186.812 teste. Prin prisma teritoriilor administrative, distribuția cazurilor, deci o vedeți, în top rămâne a fi Chișinăul și pe parcursul zilei de astăzi au fost înregistrate 361 de cazuri noi sau mai bine de 57% din numărul total de cazuri înregistrate la nivel de țară. Printre teritoriile administrative cu număr sporit de cazuri se numără Raionul Ialoveni, deci 28 de cazuri, Anenii Noi cu 22 de cazuri, Transnistria 22 de cazuri, Raionul Iedeneț cu 19 cazuri și așa mai departe. Cum am vorbit, evoluția zilnică a cazurilor noi, deci astăzi am avut înregistrat antirecordul despre care am vorbit, 626 de cazuri, vedeți cum suntem noi poziționați în dinamică. Deci, numărul persoanelor vindicate, parcursul zilei de astăzi, se numără 284 de persoane. În total, cei care s-au vindecat ating cifra de 22.169 cazuri. Persoanele vindecate per zi, cu regret, am înregistrat și 29 de cazuri printre lucrătorii medicali. Astfel au fost testați pozitiv 9 medici, 18 asistenți medicali și 2 din personalul auxiliar. Starea pacienților infectați cu COVID denotă faptul că în stare gravă, la ziua de astăzi, avem 512 persoane, inclusiv 31 din ei sunt supuși ventilației mecanice. Continuă să se înregistreze cazuri de deces. Astfel, la ziua de astăzi, au fost înregistrate 6 persoane care au cedat, în lupta cu virusul. Numărul total al persoanelor decedate până la moment, ridicându-se la 914 oameni. Ce ține numărul persoanelor revenite în țară pe parcursul a 24 de ore, vedeți că frontiera de stat au traversat-o 6.164 de persoane, inclusiv 3.188 frontiera cu România, 1.330 frontiera cu Ucraina și 1.646 au venit în țară pe cale aeriană. În continuare, veni cu careva date ce ține măsurile întreprinse de către specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică cu drept de control în scopul prevenirii răspândirii infecției. Pe parcursul săptămânii au fost supuse verificărilor inopinate 150 de unități la nivel de țară, inclusiv 15 unități de producere, 37 unități de comerț, 13 farmacii, 43 instituții medicale, 25 de frizerii și 17 obiective de alt gen.
Din numărul total de obiective verificate, la 34 sau în 22,7% au fost atestate diverse încălcări, abateri de la instrucțiunile sau normele aprobate de către guvern în scopul prevenirii infecției COVID. Cele mai des abateri întâlnite sunt legate de obiectivele de industrie și producere, la 46% din ele au fost atestate astfel din călcări. Deci, în comerț, unde ponderea constituie 35% din numărul total de obiective verificate, deci farmacii 23% și așa mai departe. Prin prisma teritoriilor administrative se denotă faptul că cele mai multe neconformități sau cele mai multe obiecte la care au fost atestate neconformități sunt în teritoriile administrative deservite de către Centrul de Sănătate Publică Ungheni și aici din cele 9 obiective supuse verificărilor la 7 ori 77,7% au fost atestate abateri sau încălcări de la acele instrucțiuni aprobate în modul stabilit de către autorități. 75% din obiectivele verificate au fost atestate abateri în raioanele deservite de către Centrul de Sănătate Publică Hâncești și Centrul de Sănătate Publică Căușeni. În 62,5% din obiectivele verificate s-au atestat abateri în raioanele deservite de către CSP Iedineț și așa, după cum urmează mai departe în tabel, Orhei 44, Cahul 6, Chișinău 11% și Bălți 4. Abaterile sau încălcările care sunt atestate, practic, nu diferă față de cele care au fost enunțate în săptămânile precedente. Și iarăși vreau să punctez că cel mai des sunt admise supraaglomerări în spațiile închise. Deci nu se respectă distanța între locurile de muncă, nu se efectuează termometria vizitatorilor, este utilizat incorrect echipamentul de protecție, și aici mă refer anume la cele măști care sunt aplicate adesea cu încălcări și incorrect, și evident lipsa programului de igienizare a spațiilor sau neîndeplinirea acestuia. În continuare, dacă îmi permiteți, am să ofer cuvântul colegilor de pe platforma intersectorială și vreau să-i ofer cuvântul domnului Vâlcu Igor, director general adjunct, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Siguranța Alimentelor. Stimați cetățeni, bună ziua! Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ține să vă comunice că în această perioadă, în această săptămână, pe întreg teritoriul țării au fost efectuate 322 de unități, dintre care se regăsesc magazine alimentare, farmacii veterinare, depozite, unități de procesare, unități de alimentație publică, care s-au finalizat cu 25 de neconformități. Și dacă ar fi să ne referim pe fiecare segment în parte, atunci, pe domeniul siguranței alimentelor, au fost efectuate 264 de verificări, finalizate cu 21 de neconformități. În domeniul fitosanitar, au fost verificate 24 de unități, finalizat cu o neconformitate. Și, într-un final, pe domeniul sanitar-veterinar, 34 de unități, finalizat cu 3 neconformități. În procesul de verificare au fost implicați peste 200 de inspectori din întreaga țară. Aici ar trebui să facem referire că unul dintre cele mai problematice sectoare rămâne totuși piețele agroalimentare, care în săptămâna curentă au fost inspectate peste 51 de unități. Au fost efectuate și au fost scrise 36 de procese verbale.
Aici trebuie să remarcăm că cetățenii nu conștientizează că virusul se răspândește în spațiile deschise la fel de repede ca și în acele închise. Stimați cetățeni, sarcina primordială a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor este de a informa despre regulamentele și prevederile Comisiei Naționale pentru Sănătate Publică. Și doar în cazul când, conștient, sunt încălcate aceste prevederi, inspectorii sunt nevoiți să aplice legislația în vigoare. Agenția vine și cu un apel, cu niște recomandări către toți cetățenii și operatorii. În primul rând, purtați măștile de protecție. Îndeosebi portul corect a măștilor, care, printre altele, este și una dintre cele mai des încălcări întâlnite. 2. Respectați distanța socială de cel puțin un metru. Evitați locurile aglomerate, iar în cazul când acestea sunt inevitabile, purtați măștile de protecție. Stimați operatori, efectuați termometria vizitatorilor sau a cumpărătorilor și, nu în ultimul rând, a personalului dumneavoastră. Mențineți registrele de evidență privind starea de sănătate a angajaților. Efectuați regulat măsurile de dezinfectare a încăperilor, spațiilor comerciale. Păstrați igiena. Evitați organizarea evenimentelor, îndeosebi în spațiile închise, cât și în cele deschise. După părerea noastră, dacă vor fi respectate toate recomandările, doar astfel vom putea să ținem situația pandemică și să o minimalizăm. Cu aceasta vă mulțumesc. Vă mulțumim. Și cu permisiunea noastră am să ofer cuvântul secretarului de stat a Ministerului Afacerilor Interne, domnului Sergiu Golovaci. Bună ziua, stimați cetățeni! După cum vedeți, statistica anunțată de către colegii de la Sănătatea Publică nu este deloc îmbucurătoare. V-aș spune, este una destul de gravă și o să completez colegii care au venit cu mesajele anterioare, cu acea statistică care a fost constatată în urma activităților întreprinse de către Ministerul Afacerilor Interne. Și angajații poliției, carabinerilor și toți cei alți funcționari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pe lângă acele activități zilnice care le desfășurăm, deci masiv suntem implicați în măsurile de prevenire și combaterea COVID-ului. Din toate cele activități care sunt desfășurate, primul și în primul rând de înștiințarea populației, de recomandare, de conștientizarea cetățenilor privind respectarea celor norme și recomandări care sunt stipulate în deciziile Comisiei Naționale de Sănătate Publică, cât și celelalte măsuri care urmează a fi întreprinse, spre regret, săptămâna precedentă ne arată că nu toți cetățenii și chiar și autorități respectă acele cerințe. Acea indiferență sau acea nepăsare care este manifestată de către noi toți, vorbesc cetățenii Republicii Moldova, deci aduce la acea statistică dramatică care avem astăzi în față. Pe parcurs săptămânii precedente au fost documentate și întocmite 394 de contravenții. Este o cifră, iarăși, pentru noi destul de gravă. Asta dovedește faptul că nu respectăm acele cerințe care sunt necesare. Nu vorbim de impuse, dar sunt strict necesare pentru cei ca să putem controla această pandemie și să putem dirija aceste procese, ca relaxările care au fost introduse atât în domeniul social cât și în cel economic, ca să ne permită să funcționeze statul Republica Moldova. Părere de rău, din cele 32.450 de persoane aflate cu statutul de autoizolare, în 93 de cazuri,
s-a stabilit că cetățenii conștient au părăsit domiciliul și nu s-au conformat acelor cerințe obligatorii care urmau să le respecte. După cum am menționat colegii, piețele comerciale, nu o să mă refer aici la acest subiect, dar vreau să spun că și unitățile de comerț care își desfășoară activitatea, în special în spații închise și conform unor reguli separate, au fost relaxate și redeschise activitatea acestora. Vreau să spun că în aceste categorii de agenți economici situația este tot destul de complicată. Avem 117 contravenții documentate în cadrul acestui domeniu și vreau să spun că undeva 80% este, spunem așa, nepăsare din partea cetățenilor. Vorbesc aceiași vânzători, aceiași vizitatori, cumpărători, dar vreau să spun că în 14 cazuri au fost sancționați și administratorii acestor unități de comerț. Asta înseamnă că în aceste instituții nu s-a respectat termometria, care este o regulă obligatorie. Nu s-au creat condiții pentru cei ca să fie asigurată dezinfectarea mâinilor de către vizitatori. Și respectiv li s-a permis ca cetățenii, vizitatori, cumpărători să intre fără măști, conștient, în aceste unități de comerț pentru a-și hotărâ acele probleme, necesități care au avut nevoie. Aici aș veni cu un apel, stimați administratori, în cazul când unii cetățeni nu se conformă, aveți două soluții. Prima, să nu-i permiteți accesul și a doua, pentru a avea o imagine a acestei, spunem așa, autorități care dumneavoastră sunteți gestionar, să-i puneți la dispoziție cetățeanului, fie acea mască de protecție de unică folosință, fie alte soluții pentru cei ca să fie protejați, în primul rând, angajații dumneavoastră care lucrează în aceste unități de comerț, cât și cetățenii care urmează să vă aducă la urmă urmișul care v-a venit. Un alt domeniu destul de complicat care s-a sesizat de către poliție, în special în zilele de odihnă și după orele de lucru, astea sunt spațiile publice deschise. Vorbesc despre parcuri, vorbesc despre alei, vorbesc despre acele localuri unde lumea ieșe firesc, vine să se relaxeze. Și iarăși, acele recomandări care sunt stipulate, deja, practic, ar trebui deja să ne deprindem. Să evităm grupuri mai mari de 3 persoane. În cazul că nu putem respecta acea distanță socială, sportăm chiar și în parcuri, în spații deschise, sportăm măștele și să le purtăm corect, astupând nasul și gura. Dacă este stipulat că pe terenurile de joacă nu se desfășoară careva activități sportive, fie fotbal, fie volei, fie alt gen de activitate sportivă, păi nu trebuie să ne amăgim singuri pe noi și doar numai când apare aparent fie poliție, carabinier, atunci cetățenii dispersează, cum ei au plecat, deci cetățenii conștient prelungesc activitatea mai departe de relaxare, evitând și ignorând absolut orice regulă stabilită. Stimați cetățeni, noi nu avem atâția polițiști și carabinieri ca să acoperim toate terenurile de joacă, toate parcurile, toate aleile și toate celelalte locuri publice care dumneavoastră doriți să vă relaxați. Dar și este firesc, nu este normal ca în fiecare această locație să fie amplasat câte un carabinier și câte un polițist pentru aceia ca să gestioneze situația. Noi foarte mult am mizat și mizăm și în continuare pe conștiința dumneavoastră, pe respectul dumneavoastră unul față de altul și pe acea conștiință civică că doar împreună putem să facem regulă în acest domeniu destul de complicat și să gestionăm această situație pandemică într-așa fel ca să nu avem aceste cifre îngrijorătoare, dar cel mai periculos este faptul că întrebați cetățenii care au avut deja de suferit de acest COVID, au trecut pe niște clipe de groază și pe niște emoții deloc plăcute. Deci, în continuare, mesajul nostru este același. Dar sperăm foarte mult pe conștiința fiecărui. Doar împreună și doar făcând un front comun, putem să gestionăm această situație.
să impunem pe acei cetățeni care nu cred sau nu vor să creadă, să creadă și să conforme acelor reguli. Am fost recunoscători și vom fi și în continuare acelor cetățeni responsabili care se sesizează poliția în cazul când constată un careva încălcare vădită, flagrantă, din partea unor cetățeni sau autorități care nu se conformă. Și de fiecare dată când ați apelat 112, cred că ați avut ocazia să vă convingeți că poliția destul de operativ intervine la fața locului și pot să vă spun că pe acest segment, deci suntem foarte consecvenți și practic în toate sesizările au fost primite deciziile corecte. Stimați cetățeni, noi suntem disponibili și suntem prezenți zi de zi alături de dumneavoastră ca să vă ajutăm. Și rugămintea este să ne ajutați și dumneavoastră pe noi. Împreună să reușim să stăpânim această pandemie până în situația când nu va fi produs și implementat acel vaccin care într-o oricare măsură ar fi o soluție de rezolvare a acestei situații complicate. Dar la ziua de azi, portul măștilor în spații publice, închise și în cele deschise, că nu putem păstra distanță, igiena și respectiv celelalte momente care țin de recomandările care le-au oferit autoritățile, sunt strict inevitabile de a fi respectate. Dacă se mă refer la situația în rândurile angajaților Ministerului Afacerilor Interne, vreau să spun că practic asta este aceeași situație care este și în țară. Noi suntem acel spectru care depinde foarte mult de situația pandemică din țară. Polițiștii sunt prezenți în spațiile publice și respectiv, dacă crește numărul de îmbolnăviri în cadrul societății noastre, respectiv și polițiștii, numărul de asemenea este în creștere. Deci săptămâna curentă avem 149 de angajați testați pozitiv, care au în timpul îndeplinirii exercitării atribuțiilor de serviciu, deci au contractat această boală. 8 din colegii noștri sunt în stare medie. Persoana de săptămâna trecută, deci de asemenea rămâne a fi în categoria celor gravi, dar sub controlul medicilor. Ceilalți colegi de noștri sunt, deci, cu forme ușoare, asimptomatici și urmează a trece tratamentul la domiciliu. În acest context aș vrea să vin și cu un apel către asociațiile obștești și partidele politice, având în considerație că la primărie municipiul Chișinău a fost depus un șir de declarații privind desfășurarea unor activități cu caracter în masă, venim cu o solicitare și cu rugăminte față de organizatorii acestor măsuri că dreptul dumneavoastră va fi respectat și orice acțiune de protest care urmează a fi organizată, deci ea se va desfășura conform declarației depuse. Dar venim cu un îndemn, cu un îndemn către dumneavoastră, stimați organizatori, și cu rugăminte să respectați la maxim acele cerințe care sunt impuse de către Comisia Națională de Sănătate Publică privind desfășurarea a astfel de activități în condiții pandemice. Mă refer aici la numărul de participanți, mă refer aici la portul măștilor, mă refer aici la completarea celor fișe epidemiologice și toate celelalte măsuri care urmează a fi întreprinse. Fără să remarc careva organizații concrete, vreau să spun că pe parcursul săptămânii precedente, sâmbătă și duminica, au fost organizate activități și vreau să spun că dumneavoastră, cred că singur ați monitorizat și pe sursele mass media, că o parte din ele au fost organizate cu maximă responsabilitate. Și din acest punct de vedere aș vrea să aduc sincere mulțumire din partea poliției către acei organizatori, chiar și formațiuni politice care s-au manifestat cu acea responsabilitate față de desfășurarea acestor genuri de măsuri. Deci în acest context vin cu un apel către toți organizatorii. Deci noi, poliția, o să asigurăm la maxim acea misiune care o avem de asigurare și menținerea ordinii publice,
Dar misiunea și obligația dumneavoastră este să vă conformați acelor cerințe care sunt stipulate în deciziile Comisiei Naționale de Sănătate Publică. Împreună o să reușim și împreună o să facem într-așa fel ca nivelul de viață în Republica Moldova să fie mai bun și ca această situație pandemică să devie o istorică. Mulțumim! Mulțumim! Și dacă îmi permiteți, aș fi vrut să concluzionez și încă o dată vreau să reiterez faptul că acele măsuri de relaxare care au fost acceptate de către autorități, majoritatea cetățenilor rămâne să nu le perceapă corect. Anume, comportamentul de care dăm dovadă și nerespectarea celor norme stabilite și contribuie la răspândirea infecției în rândul populației. Cu regret vreau să constat că pe parcursul săptămânii au fost înregistrate și 3 cazuri de îmbolnăviri în grup asociate unor evenimente, ceremonii, și anume, deci, în localitatea Grozești, raionul Nisporeni, urmarea a unui eveniment sau organizării unei festivități, au fost identificate 11 persoane pozitive COVID, deci 2 evenimente sau 2 activități festive au fost desfășurate și pe teritoriul raionului Aneni. Astfel, colegii din teritoriu ne-au raportat că în localitățile Roșcani și Mereni, deci au fost la fel stabilite îmbolnăviri asociate, deci anume la astfel de activități, numărul persoanelor fiind de câte 6 persoane pozitiv testate urmare a desfășurării evenimentelor. În acest context, vreau să vin cu un apel față de întreaga populație. Și rugămintea este de a respecta întocmai cu strictețe acele măsuri impuse pentru a preveni răspândirea infecției și să ne consolidăm eforturile în comun pentru a face față provocării care stă în fața noastră. Vă mulțumesc și vă doresc sănătate!